asta? Păi, o să vă povestesc ceva mai intim, așa. Primul meu sărut. Deci, primul meu sărut. Pa. Păi... S-a întâmplat deja? Da. Wow! Păi hai să te ascultăm. Primul meu sărut, prima dată când m-am sărutat cu un băiat, a fost anul trecut într-o tabără de dans. Acolo am câștigat un concurs eu la fete și Tudor, despre care o să vorbesc, la băieți. Păi am fost atât de bucuroși și atât de emoționați cum sunt eu acum, am fugit împreună în pădure. Unde să fugim? În pădure. Tudor m-a sărutat sub un copac. La început a fost interesant. Bine, interesant spre ciudat. Mă rog, am închis ochii și am zis, fie ce-o fi. Pe pupu. Cum păgeonule? A zis Doria? Ei, lui Tudor i-a fost frică la început și de-aia am stat o vreme cu ochii închiși și cu buzele țuguiate. Și am uitat să vă spun că amândoi purtam aparate dentare, da? Ca și mine. Da, știu. La început... Păi, am strâns amândoi din dinți, din aparatele dentare. Mă rog eu. Tudor era atât de emoționat, atât de emoționat, încât tremura. Și tremura și copacul. Și copacul de care eram sprijinit. Deci așa făcea copacul. E bună, dar, oricum, măi! Pentru amândoi a fost, da. Pentru amândoi a fost primul sărut, așa că... Cum am zis, am strâns amândoi din dinți, din aparatele dentare și am continuat. Păi ne-am atins buzele. Și ne-a plăcut. Pe urmă le-am atins și mai mult. Pe urmă și mai mult. Până nu ne-a mai venit să ne mai dezlipim buzele. La propriu. Ceea ce s-a și întâmplat la propriu. Aparatele noastre dentare s-au încleștat unul cu celălalt. Aviz amatorilor! Wow! Am încercat să ne sfătuim ce să facem, dar tot ce ne ieșea erau doar niște onomatopee foarte ciudate. Am încercat și o să-i spun că nu înțelegeam absolut nimic de ce spune. Am încercat să-l privesc în ochi, dar vedeam cruciș. Deci așa vreau, nu aveam ce să facem. Nu aveam ce să facem. Eu am vrut să rămânem în tabără. Eu am vrut să rămânem în tabără, dar el fiind băiat, probabil voia să meargă în tabără, să-l vadă toată lumea cu mine. Păi am stat un tip să tragem unul de altul. Eu să rămânem, el să mergem. Ăsta a fost primul meu sărut și cel mai lung. Ce ziceți? Dacă aș vrea să mă mai sărut cu cineva vreodată? Da. Aș vrea să mai fiu sărutată, doar când o să am nevoie de respirație gură la gură. Până atunci, fiecare cu gura lui tată. Așa tare te-ai speriat, Luminița? Bravo!